spuneți când e gata. Bună ziua! Vă urez din nou bine ați venit la conferința de presă pe care am organizat-o la câteva zile după numirea mea în funcția de inspector școlar general. Am văzut că mulți dintre dumneavoastră ați fost interesați de CV-ul meu, de ceea ce reprezintă omul Gabriela Mihai, până a ajunge în funcția de inspector școlar general. Vă pot spune, CV-ul meu este postat în acest moment pe site-ul instituției, în zona personal, inspector școlar, alte informații. Așa este construit site-ul. Dar până să citiți CV-ul, trebuie să vă spun că sunt un profesor cu 39 de ani de vechime. Asta pentru că sunt mulți ani, pentru că mi-am început activitatea ca învățător. Sunt absolvent de liceu pedagogic, Vasile Rubu de la Iași. Și de peste 30 de ani am funcționat la școala 1 Suceava. Întâi ca învățător, institutor, profesor de limba română, director adjunct și director al școlii. Am făcut parte din echipa managerială a școlii numărul 1, 16 ani. 2 ani în anii 90 și 14 ani începând cu anul 2005 până în 2019. Alte lucruri interesante, eu știu, pe care le-ați considerat interesante despre mine. Am fost într-o vreme formator al Casei Corpului Didactic, formator al ARACIP, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Sunt membru al Corpului de Experți, al Corpului de Control al Ministrului Educației, de 7 ani. Am coordonat activitatea unei școli gimnaziale, deci școala numărul 1 Suceava, dar care are în structura sa și învățământul preșcolar. Pot să spun că din acest punct de vedere cunosc activitatea de la învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial. Și dacă punem la socoteală și faptul că am trecut prin liceu cu cei 3 copii ai mei, de 3 ori, și faptul că am monitorizat toate examenele naționale în calitate de monitor al Corpului de Control, cunosc întreaga paletă a sistemului de învățământ românesc. Astea sunt și motivele pentru care am spus da acestei numiri. Venind într-un de inspectoratului școlar, cu gând să aduc și elemente de noutate, dar să și îmbunătățesc lucrul care există deja, sau să continui lucrul care există deja. Printre lucrurile pe care mi le-am propus în perioada următoare, a fost să demarăm înființarea unui centru de excelență la nivelul județului, așa cum este el prevăzut în Ordinul de Ministru 5577 din 2011. Trebuie să știți că la nivelul județului Suceava, până în acest moment, au funcționat grupe de excelență, fără să existe această unitate de învățământ, numită Centrul Județean de Excelență, constituit ca instituție de învățământ de sine stătătoare. Este unul dintre gândurile cu care am venit la inspectoratul școlar, în fruntea inspectoratului școlar. De asemenea, în atenția mea,
va fi accesul egal pentru toți copiii la educație, nediscriminatoriu, pentru că toți copiii au dreptul la educație. Ne propunem, împreună cu echipa managerială, să păstrăm în școală cât mai mult elevi, astfel încât să nu mai avem o părăsire timpurie a perioadei de școlaritate. Dacă se poate, să reintegrăm în sistemul de educație și persoanele care au părăsit școala, să le aducem înapoi prin programe a doua șansă sau prin altfel de programe, astfel încât rata de analfabetism să fie cât mai scăzută la nivelul județului Suceava. Așa cum ați consemnat și dumneavoastră în urma comunicatului de presă pe care l-am avut, am și niște priorități de ordin imediat, acelea fiind legate de începerea în bune condiții a anului școlar 2019-2020 și atenție sporită asupra ocupării locurilor la clasele de învățământ profesional, despre care o să vă vorbim imediat. Cam acestea ar fi lucrurile despre mine. La sfârșit accept orice fel de întrebare. Dacă îmi permiteți, să continuăm cu celelalte subiecte pe care le-am propus. După cum știți, Ministerul Educației Naționale derulează în unitățile de învățământ gimnazial din întreaga țară o inspecție cu tema inspecție și analiză de risc bazată pe situația școlară a elevilor din învățământul gimnazial de la înscrierea în clasa 5-a în anul școlar 2015-2016 și până la susținerea evaluării naționale în anul școlar 2018-2019. Această inspecție la nivelul județului Suceava este condusă de inspectorul școlar general. Este realizată de experții corpului de control din județul nostru. Participă la această inspecție 8 experți din județul Suceava, care fac echipă cu câte un inspector școlar desemnat de instituția noastră și care verifică documentele școlare de la nivelul instituțiilor, respectiv registrele matricole și catalogele acestei generații care a terminat clasa 8 în 2019. Ce se vrea de la această inspecție? Prevenirea excluziunii școlare a elevilor din unitățile de învățământ unde rata de neparticipare la examenele naționale depășește media pe țară, reducerea sau remedierea erorilor în documentele școlare gestionate de unitățile de învățământ și identificarea grupurilor defavorizate de elevi care sunt în risc de abandon școlar. La nivelul județului Suceava, Ministerul a dispus inspecția în 212 unități școlare. Trebuie să vă spunem că în prima săptămână de inspecție au fost verificate 70 de unități și toate informațiile au fost trimise către direcția inspecție și evaluare. Până în acest moment, echipele formate, cum vă spuneam, din experții corpului de control și inspectorii școlari, nu ne-au semnalat abateri grave cu privire la gestionarea documentelor școlare și completarea acestora. Dar avem semnale despre copii despre care nu se mai știe nimic, care au plecat sau transferat sau abandonat sau plecat cu copii în străinătate, clasa 5-a, 6-a, 7-a și despre care nu mai avem informații. În acest moment, deci, nu avem, suntem în derularea acestei inspecții, nu avem informații exacte, vom avea undeva pe 6 septembrie, când va trebui să trimitem la Minister un raport în urma acestei inspecții cu toate datele obținute din teren. Despre realizarea planului de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, îi dau cuvântul colegului nostru, profesor dr. Cristian Cuciurean, care a fost și președintele Comisiei de Admitere din acest an. Bună ziua tuturor! În ce privește învățământul liceal sau admiterea în învățământul liceal și în învățământul profesional, aș putea spune că în învățământul liceal s-a ocupat în proporție de 99,99% locurilor, mai existând câteva locuri la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Umorului.
Iar în ce privește învățământul profesional, aș vrea să vă spun că după datele noastre, în cele două etape de admitere, s-a realizat un grad de ocupare de 76,89% la învățământul profesional de masă, de 75,83% în învățământul profesional special, de 85,71% în învățământul profesional particular, de 72,75% în învățământul dual de masă și de 125% în învățământul dual special. Adică avem o singură clasă de învățământ dual special la școala specială Câmpulul Moldovenesc și s-au înscris cu 4 elevi mai mult decât numărul de locuri care au fost aprobate. În total, în acest moment, față de numărul total de locuri aprobate, 2306 la nivelul județului Suceava, au fost ocupate 1767, repet, pentru învățământul profesional, existând disponibile 539 de locuri. Mai ușor este să dau doar liceele la care s-a realizat integral planul de învățământ și la învățământul profesional, pentru că sunt mai puține și atunci aceste 539 de locuri sunt repartizate la celelalte școli. Deci s-a realizat integral ocuparea la Colegiul Alexandru cel Bun Gurahul Morului, la Colegiul Andronic Mutrescu Rădăuț, la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și, așa cum am și specificat, la Școala Profesională Specială din Câmpul Lung Moldovenesc. Îndemnăm elevii care nu s-au înscris până în acest moment la nicio formă de învățământ, să își îndrepte opțiunea spre o școală profesională cât mai aproape de domiciliu sau spre o calificare pe care aceștia doresc să o urmeze. Repet, îndreptându-se direct către școlile respective, fără a mai fi nevoit să vină la inspectoratul școlar. Dacă îmi pot permite așa, lista este deschisă până la data de 9 septembrie, când va începe nou an școlar. Cam acestea despre învățământul profesional. Da, mulțumesc, domnule inspector. Dumneavoastră, presa, prin mesajul acesta pe care și noi vă rugăm să-l transmiteți mai departe către populație, către cei interesați, ne ajutați, poate, ca locurile acestea de la școlile profesionale propuse să se ocupe. Informarea prin presă este foarte eficientă în aceste situații și vă mulțumim mult pentru asta. Un alt punct al informărilor noastre îl constituie stadiul lucrărilor privind amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilității acestora conform hotărârii de guvern 363 pe 2019. Deși era la îndemână, noi am pus în materialul pe care l-ați primit și lista unităților școlare unde s-au propus realizarea acestor toalete. Noi am obținut din teritoriu informări cu privire la stadiul acestor lucrări. Vrem să vă spunem că bugetul de 2043.000 lei este aprobat, bugetul prin inspectoratul școlar, dar că în urma colectării datelor cu privire la stadiul acestor lucrări rezultă că soluția de achiziționare a containerilor, așa cum se vorbea prima dată, a fost adoptate doar de câteva unități școlare, respectiv la școala Băureni, orașul Gura Mărului, la grădinița cu program normal Țoleș, comuna Forăști, la grădinița cu program normal numărul 2 din satul Costiș, comuna Frătăuții Noi, la școala gimnazială Șarul Dornei, la școala primară Grigoreș, comuna Simenicea, iar în cele mai multe unități școlare sau în cele mai multe localități, existând o hotărâre a consiliilor locale de construire a toaletelor în spații noi sau deja existente. O situație specială avem la grădinița cu program normal din Rakova, orașul Solga,
unde nu există sursă de apă și unde autoritățile urmează să foreze un puț de aproximativ 20 de metri. De asemenea, copiii de la preșcolare de la grădinița din Lupcina vor fi transferați la școala din comună, acolo existând și alte probleme cu clădirea în care își desfășurau activitatea. Trebuie să vă spunem că începând cu data de 19 august, reprezentanții Inspectoratului Școlar Suceava se vor deplasa în teritoriu pentru a vedea la fața locului stadiul acestor lucrări. Am avut o discuție astăzi cu doamna subprefect, mai devreme cu doamna prefect. Începând deci cu această dată de 19 august, vom avea echipe mixte și de la nivelul prefecturii, cu ajutorul cărora vom monitoriza situația acestor pregătiri pentru începerea anului școlar. Din păcate, nu avem nicio localitate unde să spunem că aceste lucrări s-au finalizat. Cele mai multe ne spun că au trecut de faza de proiect, că a trecut hotărârea de consiliu local, că deci lucruri care par la momentul acesta destul de tergiversate. Încă nu avem o situație exactă, dar ne propunem, la fel este un obiectiv imediat, începând cu data de 19, să vedem și stadiul lucrărilor realizate prin PNDL-uri 1 și 2, pentru că doar să ne spună, să aflăm din birou că la Cutare școală s-a realizat 10%, 30%, fără să înțelegem exact ce înseamnă lucrul acesta, nu mi se pare un lucru util, de aia trebuie să știți că începând cu data de 19 august, părăsim un pic confortul biroului și până la sfârșitul lunii străbatem tot județul să vedem exact cum stăm cu lucrările și vă vom face o situație, vă vom face o informare la începutul lunii septembrie când vă vom invita la o altă conferință de presă. De altfel, mă uit acolo și știu că am promis domnului Robert, încă din poziția de inspector adjunct, am promis o mai bună comunicare cu presa. Iată, este un alt obiectiv al meu. Evident că nu ne ducem, da, ne ducem și să facem și să venim cu dovezi. Am pus secundaritate, de ce trebuie să mergeți cu comisii mixte ca să vedeți ce așa au hotărât, așa au mai fost și în anii școlari trecuți. Comisii mixte, de la ISU, de la Inspectoratul Școlar, pentru că fiecare știe direcția lui. O comisie, ca să nu fie vizitată localitatea aceea, o dată de ISU, o dată de Inspectoratul Școlar, o dată de DSB, pe aceeași problemă. Se merge într-o comisie mixtă, o să vă informeze despre asta și doamna prefect. Vreau să vă întreb o chestiune, în comunicație, ieși a spus și dumneavoastră că se va face în unele situații o construcție a toaletelor în spații noi sau deja existente. Da. Dar se întâmplă ca în spațiile existente, nu știu, să fie undeva la o distanță de școală și ideea era ca aceste WC-uri să fie lipite de școală pentru ca cei mici să nu mai poată... Să nu străbată spațiul. Așa este, dar informațiile pe care le avem, de aia am spus că părăsim birourile, sunt lacunare. Deci nu ni s-au, și mă rog, țin și de hotărârile consiliilor locale de acolo. Trebuie să mergem să vorbim nu numai cu directorul școlii, care câteodată are mâinile legate, vom merge să vorbim inclusiv cu reprezentanții primăriilor, consiliilor locale. Dar ministerul ar fi de acord? Pentru că știu că ar fi de acord să se construiască sau să se... Eu cred că nu, pentru că acolo deci s-a precizat clar că se dorește și noi vom face o notificare către minister în urma acestor verificări pe care le vom face noi. Da, ca să revin la comunicare, deci era unul dintre obiectivele mele și comunicarea în interiorul instituției și comunicarea instituției cu exteriorul, incluzând aici și presa, dar și cu celelalte instituții cu care colaborăm. Nu că această comunicare n-ar fi existat, doar că eu consider că la acest moment pot aduce îmbunătățirea acestui lucru. Și da. Considerăm la fel. În legătură cu următoarele etape de mobilitate a personalului didactic, cel mai răsunător moment a fost ziua concursului, nu? Și poate după aceea prezentării rezultatelor de la concursul național. Dar iată, după acest moment există și alte etape de mobilitate foarte importante despre care o să vă vorbească domnul inspector general adjunct, responsabil al domeniului management și resurse umane. Vă rog. Da. În ce privește mobilitatea personală didactic, după concursul, așa cum este cunoscut, de titularizare, a fost o primă etapă, o primă ședință publică de repartizare
a locurilor titularizabile, cele cu viabilitate mai mare de 4 ani de zile, care s-a desfășurat pe data de 31 iulie și urmează în continuare și alte etape de mobilitate personală didactică, începând de astăzi, detașarea în interesul învățământului, apoi soluționarea răstrângerilor de activitate care nu au fost soluționate până la acest moment, apoi detașarea la cerere, repartizarea suplinitorilor, adică a tuturor celor care au obținut note peste 5 la concursul de titularizare, prioritate, bineînțeles, având cei care au avut notă peste 7. Apoi avem detașarea prin concurs specific și după aceste etape mai avem o ultimă etapă printr-un concurs organizat la nivelul județului pentru ocuparea posturilor rămase neocupate de către personal didactic cu studii corespunzătoare postului sau cu studii necorespunzătoare postului. Acea etapă se va desfășura după data de 1 septembrie. Concursul va avea loc, proba scrisă și interviu, pe data de 4 septembrie, ședința publică de repartizare pe 6 septembrie. Sperăm că prin aceste etape de mobilitate personală didactic vom reuși să ocupăm toate posturile libere pe perioadă determinată, astfel încât să putem începe anul școlar cu un procent cât mai mare de personal didactic calificat și, dacă s-ar putea, deloc cu personal didactic între ghilimele necalificat, așa cum spuneam, cel mai corect, cu studii necorespunzătoare postului. Sigur că n-aș putea să vă spun de pe acum în ce măsură vom putea reuși. Noi, în anii precedenți, procentul acesta de ocupare cu oameni calificați a fost foarte mare, peste 99%. Sperăm că și anul acesta, în învățământul sucevean, să fie posturi ocupate cu oameni calificați. Cam acesta. Mulțumesc mult! Avem acum câteva informații legate de desfășurarea examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă, examen care debutează săptămâna viitoare și despre care vă va vorbi doamna inspector generală adjunctă Alexandra Chirilă, responsabilă a domeniului curriculum și inspecție școlară. Vă rog! Bună ziua! Am o continuitate în coordonarea acestui examen național de bacalaureat, fiind președintă și în sesiunea de vară. Sesiunea de toamnă, sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat, debutează, începând cu data de 21, referindu-mă strict la probele scrise și probele de evaluare a competențelor. În această sesiune sunt înscriși 1630 de candidați, în comparație cu 5456 cât au fost în cealaltă sesiune. 1630 de candidați de la nivelul județului Suceava ne situează la fel pe o poziție fruntașă. Astfel, suntem primul județ după municipiul București, cu cei mai mulți candidați pentru sesiunea de toamnă. Candidații pentru aceștia s-au organizat strict la nivelul municipiului Suceava 5 centre de examen, și anume la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, Colegiul Tehnic Samuel Isopescu, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza și Liceul cu program sportiv. Totodată, la nivelul județului Suceava s-au organizat și două centre de evaluare. Procedura evaluării lucrărilor scrise pentru examenul de bacalaureat rămânând identică cu cea din vară. Cele două centre de evaluare sunt la Colegiul Național Mihai Eminescu și Colegiul Național de Artă, Ciprian Porumbescu. Până în acest moment, la Comisia Județeană s-a îndreptat o singură cerere de caz special. Este vorba de un absolvent, un copil din Gura Cumorului, al colegiului Alexandru cel Bun din Gura Cumorului, cu o tulburare de spectru autist, ceea ce înseamnă că pentru acest candidat se va asigura o sală separată. Copilul nu are voie să aibă, nu are, este indicat să nu aibă distractori. Iar odată
cu profesorii asistenți, alături de dânsul va fi și un profesor psiholog. Vom face o cerere către Centrul Școlar de Educație Inclusivă Sfântul Andrei din Gura Humorului, deoarece copilul a lucrat și în trecut cu acest profesor psiholog pentru a putea fi asistat la examenul de bacalaureat. După cum am spus, el debutează începând cu data de 21, cu proba obligatorie la limba și literatura română. Bineînțeles că pentru toate cele trei probe, inclusiv cele scrise de pe datele de 21, 22, 23 și 26, ținând cont că pe data de 22 la limba și literatura maternă nu avem candidați, numărul de candidați este diferit. El este apogeul, 1200, în jur de 1200 de candidați sunt la proba EC, care este proba obligatorie a profilului la istorie și la matematică. Rezultatele parțiale se vor afișa în data de 3 septembrie. După rezolvarea contestațiilor, în data de 7 septembrie vor fi rezultatele finale. Vă mulțumesc! Da, cam astea au fost informațiile despre bacalaureatul de toamnă. În finalul materialului pe care l-am prezentat, ne-am permis, să nu vă supărați, conform www.edu.ro, am pus niște informații cu privire la rectificarea bugetară. Bănuiesc că dumneavoastră deja aveți informații despre acest lucru. Doamnelor, domnilor, vă stăm la dispoziție pentru întrebări, dar nu numai, vă stăm la dispoziție și pentru sugestii. E foarte important să ne faceți și dumneavoastră sugestii pentru o mai bună și o mai eficientă comunicare. Da, vrem, dacă s-ar putea, să organizați conferințe de presă, dacă nu sunt săptămânale, măcar... Da, este foarte important. Și eu sunt de acord că la două săptămâni putem avea subiecte. Deși trebuie să recunoaște că și până acum, din când în când, au mai ajuns la dumneavoastră câte un comunicat de preză cu privire la rezultatele evaluărilor, dar am înțeles. Eu promit și mă țin de cuvânt, să știți, o bună comunicare cu dumneavoastră. Nu stabilim acum, să zicem, la a doua și a patra săptămână, pentru că s-ar putea să nu puteți dumneavoastră, să nu pot eu, dar voi ține cont de ritmicitatea acestor întâlniri, astfel încât să fie eficient. Și comunicatele astea, dacă vin niște tablete, nu le-am da, nu, nimic, deci comunicatele acolo nu le primit. Am înțeles. Nu pot le valorifica, de cel mai multe ori. Doamna inspector general, ne-am spus în legătură cu inspecția asta care se face, da, că nu sunt abateri grave, dar aveți semnale despre unii copii, nu se mai știe. Deci abaterile grave cu privire la gestionarea actelor de școli. Da. În legătură cu copii, a spus că sunt unii copii care probabil că au plecat cu părinții sau ceva, nu mai vezi. Și nu mai știm dacă... Lăsați-mă să mă termin și eu să termin întrebarea și după aia. Ca să înțelegeți ce vreau eu, de fapt. Nu știți nimic de ei, sau nu se mai știe la școală, sau în comunitate, sau așa. Întrebarea mea este, există o legislație conform căreia acești copii care iau copiii de la școală, pleacă cu ei la altă școală în străinătate, sau nu îi pun la școală, sau ceva, trebuie să dea raportul? Adică există legislație? Aveți cum să... Nu există legislație în acest sens. Nici noi nu putem avea un control dacă părintele respectiv respectă dreptul la educație al copilului lor și să fie obligat să-l înscrie la școala de rezidență. Nu există legislație în acest fel și pârghiile noastre sunt foarte puține. Așa, deci foarte avea obligație să spune, domnule, am plecat acolo... Decât dacă, să zicem, menține o legătură, eu știu, de prietenie cu fosta dirigintă, cu directorul... Deci el nu e obligat să dea raport. Da, nu este obligat. El semnează la școală, se adresează școlii cu o simplă cerere, înregistrată de școală, pe care noi după aceea o trecem în SIR, în platforma noastră electronică națională, și cu aceea copilul a dispărut din sistem. Așa. Aveți pentru județul Suceava o situație cu rata abandonului? O să o avem mai clară.
Deci, în momentul acesta, eu nu sunt în poziția ei, dar vă promit că la începutul lunii septembrie o să avem, inclusiv în urma acestei inspecții, pentru că acolo este trecut, sunt trecute și situațiile de abandon școlar. Da, dar ultima care era, nu o știți dumneavoastră sau nu au, nu țin la inspectorat? Nu o știu, nu m-am pregătit pentru ea, dar dacă domnul inspector... Dar fiecare an se face o astfel de situație. Și știți care era rata? Rata abandonului la nivelul județului Suceava este în jurul de 1%. E cu 1%? Da. Deci nu e mare? Nu, nu, din punctul de vedere nu, dar depinde cum interpretăm. Un pic, ăsta 1% cam cum îl calcula dumneavoastră? La numărul total de elevi care este înscris în evidențele școlare, adică în jur de 115.000 de elevi. De populație școlară. De populație școlară. Aveți vreo situație cu rata, ați pomenit de analfabetism, să face, există, aveți vreo cu rata analfabetismului în județul Suceava? Este așa ceva? Nu. În ce privește analfabetismul funcțional, există niște studii care arată că acest analfabetism are un procent destul de mare la nivelul țării. Nu este făcut special pentru județe, e făcut de ONG-uri, nu e făcut de către... Da, domnul inspector se referă la analfabetismul funcțional, dar noi cred că dumneavoastră întrebarea era și pentru analfabetismul de funcțional. Că dumneavoastră nu v-ați referit la funcțional, nu, m-am referit la copii, la populație, nu neapărat școlară și adultă, care analfabetă. Da. Există un proiect cu fonduri europene, un proiect INTESPO, în care e demarat de către Ministerul Educației Naționale. Acest proiect este în colaborare cu AJOFMEO, își propune să identifice niții, adică acei tineri cu vârste între 16 și 25 de ani care nu sunt cuprinși în nicio formă de învățământ, de perfecționare și nici nu lucrează și, desigur, după identificarea acestora, să vedem în ce măsură putem acționa asupra acestora. De asemenea, pot să vă spun că este o linie de finanțare pe un proiect european care se va închide pe data de 30 octombrie, dacă am reținut bine, linie de finanțare care este dedicată unui așa zis program a doua șansă și noi ne propunem ca împreună cu angajatul pe proiectul INTESPO, care îl cunoaștem, să vedem dacă identificăm un număr de cel puțin 400 de astfel de niți și să putem scrie un proiect pe această temă, desigur, în raport cu criteriile de proiect. Deci să înțeleg, îmi spuneți dacă greșesc, da. Vă spun ce am înțeles, că România, țara asta, deci ea n-are o situație, câți analfabeți are, câți analfabeți funcționali, câți copii au abandonat școala, deci nu sunt niște situații. Nici nu are de țară. Nici n-ar avea cum. Astea sunt niște date care se culeg în urma unor acțiuni mari, cum a fost, vă rog să mă ajutați cu cuvântul, când se centralizează recensământ, atunci când se face un recensământ mare la nivel de țară, iar analfabetismul funcțional nu poate fi determinat decât în urma aplicării unor teste. Ori testele, astea care se iau în considerare, sunt pe un anume nivel, clasa 4, de exemplu, da? Sau clasa 6. Nu o să știm niciodată cu exactitate gradul de analfabetism funcțional, zic eu. Dar o încercare de determinare ar putea fi. Ați vorbit de centrul de... Ca să termin eu după aia. Ați vorbit de centrul ăsta de excelență. Cam când ar trebui să fie gata și ceva? Adică ce înseamnă el? Deci, puțin, vă răspund, dacă îmi permiteți să vă răspund la întrebare cu ajutorul unui om foarte determinat pe această poveste. Vedeți, noi avem, de ce insist pe centru de excelență? Urmează să vă fac o surpriză. Vedeți, la nivel de... la nivelul județului, totuși, avem niște performanțe. La nivel internațional, nu? Copiii ăștia nu se pregătesc într-un centru de excelență. Noi facem, avem parteneriat cu Universitatea Suceava, care ne pune la dispoziție o bază, dar putem avea și alte discipline în care să avem performanță.
Vă devoalez puțin dacă mă lăsați să vă prezint surpriza. Dar vreau să-mi spuneți tehnic. Ce? Deci ce tehnic fie? Este o solicitare din partea inspectoratului școlar. Așa. Către deci ministerul... Ce o să fie? O școală? O ce? Către centru din minister este un centru național de instruire diferențiat. Așa. Da? Care, în afara curriculumului obligatoriu pe care îl face fiecare copil la unitatea unde este înscris, așa, va avea niște ore de pregătire pentru performanță. Dar centrul acesta înseamnă niște norme de profesori, care să fie angajat acolo, depinde de câte discipline, pe câte discipline doar să face performanță. De cât de mare va fi grupul țintă. Că și grupul țintă trebuie cernut. Deci nu se poate înscrie oricine vrea la centru de excelență. Trebuie să se înscrie numai performanță. Dacă ar trebui să fie cel puțin, trebuie să fie un minim de ele, nu să fac un centru de excelență. Trebuie să fie, eu știu, pe disciplină trebuie să fie undeva la 15-20 de copii. Pe disciplină. Pe disciplină. O să fie numai pentru Suceava sau și Botoșan și Neamț și nu. Noi îl vrem centru județean. Pentru că avem exemplu a cel puțin 15 județe din țară, și m-am informat despre asta, care au astfel de centre. Și am spus că nu e posibil ca la nivelul județului nostru să nu existe. Mai ales că avem niște oameni atât de pasionați, cum este domnul inspector Crăciun, care obține astfel de rezultate. Și să nu le oferi copiilor acelora un spațiu de dezvoltare. Domnul inspector Crăciun, săracul, îi aducea pe aici, pe sus, pe la etajul 2, într-o încăpere, pe copiii aceștia la pregătire. Și unde v-ați gândit să funcționeze? În ce clădiri, în ce spațiu? Nu-mi cere, sunt prea multe detalii. Lăsați-mă să-mi fac un plan, dacă să mă organizez. Dacă îmi permiteți, noi nu am avut acest centru de excelență, care așa cum stipulează legea, este o unitate cu personalitate juridică și, desigur, cum spunea și doamna inspector general, cu resursă umană plătită special pe aceste posturi. La nivelul județului Suceava au funcționat două centre de performanță, unul la Ștefan cel Mare și unul la Petru Rareș, care aduna elevi cu performanță, însă cadrele didactice făceau un voluntariat pentru această pregătire suplimentară de performanță cu acești tineri. Dorim, desigur, să încercăm să facem, să intrăm în, hai zicem, cadrul legii, astfel încât să putem și plăti aceste cadre de afaceri. Dar aveți o situație cu olimpice? Sigur că da, am trimis. Nu, dar ca să o legăm acum cu asta, într-o știre, nu puteți să ne trimiteți femeie sau aici? E aceeași situație, o vă mai trimite odată la pericasă. Deci trendul care? Sunt tot mai mulți olimpice? Cam la fel? Da, o să facem și o comparație. Personal nu pot să vă răspund acum. Și apreciez interesul dumneavoastră pentru performanța olimpică. M-aș bucura însă să știți că învățământul și sistemul de învățământ nu trebuie analizat doar după performanța olimpică. Și vă spune un om, v-am exprimat câți ani de vechime am în învățământ. Sunt și mamă, sunt și bunică. Performanța unui sistem stă și în felul în care apreciezi succesul școlar și de jos, nu numai de la o nota 10. Performanța unui sistem stă în felul în care arată absolventul sistemul. Dacă numărăm numai olimpicii dintr-un județ și ne lăudăm cu ei, da, eu și eu sunt atât de mândră, nu pot să vă spun ce fericită m-au făcut copiii ăștia când au arătat steagul României acolo în Ungaria și v-ați simțit și vreau mândri că suntem români. Dar nu-i suficient. Sistemul românesc trebuie să-și analizeze performanțele și pentru ceilalți pe care trebuie să-i aducă de la analfabetism, cum spuneam, să-i aducă la nota 5 și pe alții de la 5 se urce la 7 și de la 7 se meargă la performanță. Deci spun încă o dată, apreciez felul în care popularizăm și iubim pe copiii ăștia, dar nu-i suficient. Trebuie să vedem, de asta spuneam că unul dintre obiectivele mele este să mă asigur că toți copiii au dreptul și accesul la o educație de calitate. O fac Constituția asta? Poftiți? Așa zice în Constituție. Sau... Așa zice și în Constituție. Eu nu spun că o să realizez lucrurile astea. Dar vreau să le exprim și vreau să vă spun că încerc să le fac. Nu o secundă, nu aveți sigur numai să publicate sau prezint eu. La alte informații. Dacă ați ajuns la numele meu, la alte informații. Eu vreau să vă întreb despre... Unul, dacă sunteți mulțumită, sau echipa este mulțumită de programul ăsta
super meseriași cu la treșcut, nu? Și doi, dacă va fi scăzut acel procent al școlilor, unităților de învățământ care au autorizații sanitare de funcționare. Sunt două întrebări distincte, da? Prima cu laptele și cornul. Vă răspunde un director de școală acum, da? Cel care a gestionat laptele și cornul. Trebuie să vă spunem că, deși am o grămadă de critici pe care pot să le aduc acestui program, nu putem să ne lipsim de el. Sunt în acest moment mulți copii care se bucură de laptele și cornul primit în școală. Și vă spune directorul școlii 1 din Suceava, poziționat în zona centrală. Dar nu uitați că în zona, că școala 1 are ca circunscripție școlară și strada Mirăuț, și strada Cernăuț, unde, de unde copiii aceia chiar se bucură, și alții, nu numai, se bucură de ceea ce primesc la școală. Să elimin cu totul programul acesta social ar fi o mare greșeală, din punctul meu de vedere. Da, el a, știți că a fost o încercare de regândire a lui, de oferire a unei mese calde, de, eu zic că e și utopic să aplicăm asta la nivelul întregii țări, nu avem infrastructură, unde vreți să servească copiii aceștia masă caldă. Dar ceva ce constituie o gustare la pauza de ora 10, eu cred că este binevenit. Da, programul este foarte greu de gestionat, trebuie să știți. Este o întreagă contabilitate acolo, mai ales că vin din două surse. Cornul vine dintr-o sursă și mărul, laptele cu plată din altă sursă. Păi nu vreți să știți ce control de la API am avut pentru banii aceștia europeni pe lapte, care trebuie reportat în funcție de absențe, de pe o zi pe alta. Da, e greu de menegeriat. Dar eu cred că în acest moment nu ne putem lipsi de el. Și la nivelul și am avut discuții și cu alți colegi directori, și din județ, și din alte județe, și cam spun același lucru. Da, poate de pe umerii școlilor este luată o povară. Dar nu putem să ne gândim dacă, chiar dintr-o comunitate școlară de 900 de copii, dacă 200 de copii de acolo se bucură de acest lucru, trebuie să-l lăsăm acolo. Și deci masa caldă, am spus că e o utopie sau n-am înțeles? Adică e complicat. Adică, să zicem că e o utopie. E complicat pentru că nu avem infrastructură. Copiii aceștia ar trebui să servească masa în aceia spații care învață. Unde rămâne miros de mâncare, unde... Să spelinte pe mâini, nu o să facă pișul, nu o să se zalime pe mâini ca să nu mâncă. Dar suntem copii, să nu capoastră, o să zice. Trebuie să cineva să toalete în școală și după aia să speli pe mâini și apoi să mănânce ceva. Rău, un cornul ăla, copii mic și eu. Cornul ăla este imposibil de mâncat, vreau să nu mâncați. Deci dacă am întâi ne apucăm numai cu cornul ăla să trăim, să fim amândoi 25 de kilometri de săptămână. N-ar fi rău pentru unii. Este o bătaie de joc până la mână, iar merge într-o zonă pe care n-am. Noi hai să vă spunem, din Siria, cornul e o bătaie de joc. Haideți să aruncăm mingea unde trebuie. Cine gestionează... Da? De ce nu este atent cu cine face contractul? De ce nu mănâncă și cei din Consiliul Județean cornul acela să vedem cum se simte? Îți doi la masă aici. Da. Odată, consilier? Bă, eu l-am pus dacă am fost director de școală. Să faci Consiliul Județean, n-ați făcut scandal în Consiliul Județean. Da. Am vorbit nu în Consiliul Județean, dar să știți că am avut discuții la nivelul în comisii cu cei care trebuie. Dar asta este. De calitatea lui răspund alții. Nu școlile contractează. Școlile primesc ceea ce contractează alții. Și trebuie să gestioneze și mai răspund și în fața legii dacă e mucegăit, dacă e întărit, dacă laptele s-a spart puțin, dintr-o dată își capătă alte însușiri. Deci cerem un singur dețean cu revisiunea contractului sau? Putem să cerem. Puteți să vă dar demisia mâine, da? Dacă veți face prin programul ăsta, până și la... Da, voi face. Voi face o atenționare către Consiliul Județean din partea Inspectoratului Școlar cu privire la calitatea laptelui și laptelui, cornului. Deci ei, băieți acolo, cei cu cornul și cei cu laptele, sunt niște nesimțiți majori. Adică, știa voi care trebuie să stea în spatele grafilor, nu să dați dumneavoastră cu subsanatul pentru ce se întâmplă acolo în școli. Și vorbesc despre, repet, școli din municipiul și din de județ, nu vorbesc despre școala din urmă. Ei sunt niște stat de stat. Hai să vedem cum e licitația și care vede.
Și doi, cu celelalte școli, cu avizele, cum? Dacă mai puteți face ceva acum, pe aproape ultima să deci, în urma controlelor pe care v-am spus că le facem, începând cu data de 19 august, vom avea un tablou mai complet a ceea ce se întâmplă. Sunt demersuri. Știm că sunt demersuri către DSP, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nu știm finalitatea lor încă. O să avem un tablou complet la începutul lunii septembrie. Da, deci anul ăsta câte școli erau autorizate? Câte din câte? Domnul București. Erau vreo 40 și ceva de școli care nu aveau autorizație din câte rețin. 40 ceva. Câte școli, din câte unități în total? Din 200. Din 230. La ce autorizație vă referiți? La PSI sau la DSP? De toate. Că la DSP sunt mai multe. Deci școli autorizate, pentru motiv sau altul? Ca număr de școli. Pentru că fiecare școală are și mai multe structuri și așa mai departe. Dar eu mă refer ca unități cu personalitate juridică. Haideți să le privim ca școli de sine stătătoare, că nu neapărat cu personalitate juridică. Fiecare școală în parte. Sunt vreo 600 de unități de învățământ, fără autorizație de la DSP, din diferite motive. Din cele 700 și ceva. Nu o să fie multe. Atunci aduceți lista și dar doamna prefectă a solicitat la un moment dat ca în luna iulie să desfășoare inspecția inspectoratul școlar prefectură, DSPSA și DSP și o să formeze comisii miste pentru 700 și ceva. S-a vorbit despre ele, dar aceste comisii mixte vor fi funcționale din data de 19 august. Deci doar s-a vorbit despre ele, de pe din data de 19 august. Fiecare școală face demersurile acestea în mod individual. Fiecare școală este o școală cu personalitate juridică. De aspectele astea trebuie să ocupe școala în special. Într-un fel, directorul de școală este omaș comunal. Trebuie să aibă în vedere toate aspectele. Că, vreau să vă spun așa cum semnați noastră. Oare ce am putea face noi de la nivelul inspectoratului școlar cu laptele și cornul, când dumneavoastră presa a semnalat cazuri grave cu mere stricate sau cu mere că ieșite din termen de garanție sau cu lapte, cu corne și din... și la... Păi nu, dar demersurile pe care le-am făcut noi presa și aici îmi permit să spun eu, pentru că eu am făcut în mod special demersurile astea, problemele pe care le-am semnalat, problemele punctuale, au fost rezolvate. Dar dacă ar fi o acțiune de la nivelul inspectoratului școlar, o acțiune mai concentrată, eu cred că s-ar putea realiza un pic mai multe. Și culegerea informațiilor este destul de dificilă, pentru că s-ar putea să fie școli, deci numai dacă se identifică și una dintre școli țipă. Spune, sau unul dintre părinți, cum a fost situația cu mărul de la școala 11, pare, sau la școala 10. La 11. La școala, da. Atunci, unul dintre părinți este nemulțumit, dar în mediul rural, vedeți, știu eu, toleranța este mai mare. Și atunci, dacă ele, copiii nu se duc să spună părinților, părinții nu spun mai departe, lucrurile se desfășoară inerțial. Și atunci, și noi, dacă nu ajunge informația la noi, ce putem face? Ceea ce v-a propus colegul meu, Mihai, să nu stați cu oameni. Deci e foarte simplu. E o problemă. Încercăm să solicităm să ne apucăm și un corn atunci. Și eu o dărăm. Deodată așa descoperită, mă, wow, corul e aiurea, mărul e stricat, lapte. Fă, domnule, fiecare zi. Mergeți într-o zi, luați pauză. Când copiii, bă, termin un corn. E tras de la gura copilului meu. Vi-l dau eu corul. Dar ei, nimeni din inspectorat, dar este... doamna inspectorat, doamna inspectorat general, mergem mai departe cu olimpicii, că știți, eu am știut la față. Doamna inspectorat, vorbiți aici de amenajarea grupurilor sanitare, o listă cu 29 de... Sunt cele aprobate prin ordonanța... 363. Hotărârea de Gorii, 363. În restul de 76, ce se întâmplă? Ei, vedeți, aici e o problemă de, mi-a fost o problemă de comunicare. Noi așa am primit... Trebuie o, nu, o problemă de comunicare a unităților de învățământ cu privire la nevoile acestea. Acolo unde școli, unitățile școlare sunt prinse în reabilitări prin PRDL, nu primesc bani pentru... nevoia era de 76, dar eliminând cele care au fost cuprinse în reabilitări, cele care au, mă rog, au hotărât că fac ele prin Consiliul Local, s-a ajuns la acest număr de 29. Nu pentru că
guvernul ne-a tăiat din numărul de funcționari. Adică în celelalte 47 sunt investiții PNDL? Sunt investiții. Și PNDL 1 și PNDL 2. Da. Cifra asta cum se traduce? 2043.000 de lei? 2043.000 de lei? 2043.000 de lei. 20 de lei. Cei cu matematică, sunt de română. 2 milioane de lei. Trebuie să iau greșeală, care scrie 2000 de lei și nu mai trebuie. 2 milioane sau 2 da. Milioane? 20 de milioane. Da, e bine. Nu, scrie 2000. Nu scrie 2000 de mii de lei. 2000 de lei, mai pui 30, asta înseamnă exact. Mii. Să știți că eu am scris aia, deci 2043.000 de lei. Da, da, dacă aveți sugestii pentru noi. Sau ne le-ați făcut deja, prin discuție. Vă rog, ce anume, domnul... Dar ce sigur aveți și ce competență aveți? Nu mai trebuie. Să crezi despre tine că ești chiar bun la toate, e cea mai mare greșeală. Nu, nu sunt bun la toate și am și eu defectele mele. Dar să știți că am un master în comunicare și relații publice. Deci, până la urmă, câte școli sunt în județ? Că nu sunt 213. 213. Județul personalitate și județul. Nu, câte școli? Sunt peste 700. Trebuie să vă... Și să vă facem o șapte. La conferința următoare... De câte ori vin aici, nu de-am spus peste, dar nu se știe exact câte câte sunt autorizate la micron. Peste, sub, aproximativ. 756. 756 de unități școlare. Dacă vreți de fiecare clădire, da? Fiecare școală, sunt ele, da, nu au direct. Nu, au ele. Haideți să o lăsăm pe doamna Chirea, de 756, câte nu au autorizație de la DSP? Din diverse motive. Deci eu nu am informația asta, nu vă pregătesc atunci când o fost autorizate, anul ăsta. Nu avem în demersul s-a terminat, da? Anul trecut, în septembrie, a intrat un număr de școli. Abia la sfârșitul lunii iulie am avut un concurs pentru angajarea unui responsabil la investiții. Postul a fost ocupat tot de către, așa, pe perioadă rezervată de către o persoană și alta. Am reușit să organizăm un concurs Sorcan Daniel. Deci s-a angajat un om care se ocupe numai cu această problemă și de acum... Anul trecut, nu știți câte școli. Vă rog să-mi permiteți să invit mândria sincerii în acest moment. Da, mă aștept, iar cred întâi pe olimpici de la fizică, astronomie și astrofizică. Domnul inspector Șeciul. Domnul inspector, vă rog dumneavoastră întâi și cu domnul profesor Golda. Haideți, vă rog. Domnul profesor Golda, domnul inspector Petru Crăciun, cei care i-au pregătit, haideți că cei mai valoroși căutători în stele, pe care i-are județul Suceava în acest moment, pe care i-am urmărit în toate postările de pe Facebook și care m-au, pe mine personal, dar și pe noi toți din inspectorat și probabil și pe dumneavoastră, ne-au emoționat până la lacrimi atunci când au ridicat steagul României, știind că sunt cei mai buni din lume. Și iată și steagul pe care l-au ridicat acolo în Ungaria. Chiar am vrut să vă întreb ce aveți scris aici pe steag. Sunt amintirile voastre?
Da, sunt amintiri splendide pentru că fiecare an în care participăm, fiecare dintre noi scrie numele pe steag și performanța care o avem, așa încât avem o registrare frumoasă a performanței la România. Am înțeles. Dați-mi voie să vă aplaud aici, în Inspectoratul Școlar. Vă promit o gală să vă facem cât mai cunoscuți și mulțumim presei care a preluat din postările de pe rețelele sociale și au făcut comunicate de presă foarte frumoase de pentru voi. Acum o să vă rog să faceți un pas în față sau lateral, să mai primim niște câștigători ai aurului internațional. Vă rog, corala de fete de la Liceul Ștefan cel Mare, Colegiul Național Ștefan cel Mare. Părinte, veniți! Să-i primim și pe ei cu aplauze. Bravo, copii! Sunt câțiva reprezentanți. Intrați, intrați. Veniți și pe partea asta, lângă mine. Vă rog. Vă rog să intrați. Iată și coordonatorii, părintele Tablan și doamna profesor Tablan. La fel și cea care i-a însoțit, inspectorul nostru de arte. Voiam să vă spun că și vă mulțumesc, doamnă Tablan, pentru postări, vă mulțumesc, doamnă inspector, v-am și ascultat din filmulețe, am ascultat filmulețele acelea, v-am ascultat cum cântați, m-ați emoționat până la lacrimi și mai ales m-ați emoționat când ați alergat cu steagul acela pe scenă și v-a aplaudat o lume întreagă. Pentru că înțeleg că și acolo, ca și la ceilalți, au fost din China, din America, din multe țări europene. Iată medalia o poartă soprana, da? Este medalia și cea de argint, da? Și voi ați fost de acord să le dați medalii anunților, și voi care ați muncit pentru ele? Nu din tot. Da. Vă aplaud și pe voi și colegii mei asemenea. Dragii noștri elevi meritoși, dragii noștri profesori pasionați, dragii noștri inspectori, noi astăzi, conducerea inspectoratului, nu v-am așteptat cu medalii, le-ați primit deja, nu v-am așteptat cu diplome, nu știu cât ar mai putea însemna, dar v-am așteptat cu un tort, v-am așteptat cu multă căldură și cu multă iubire. Și am vrut să știți că am fost cu gândul, cu sufletul alături de voi. Felicitări vouă, părinților care vă susțin, o parte sunt și aici pe hol. Urmați-vă gândurile, urmați-vă pasiunea. Vă rog să mă ajut și să-mi arăți ce scrie pe tortul nostru. Da? Am pregătit un tort, eu l-am vrut cu stele, sper să fie ieșit așa, pentru că și dumneavoastră, chiar dacă doar dacă ați cântat și nu ați calculat ceva la stelele acelea, sigur ați avut aspirații înalte. Și mulțumesc și dumneavoastră că ați avut răbdare să-i primim frumos pe copii. Vino mai aproape să vedem stelele. Așa? Da? Și hai, vino unul dintre voi, vreau să vină să citească. Vino cititor în stele, vino cu acel. Amândoi cititori în stele. Căutând eu un mesaj, am dat peste un citat din Einstein. Te rog frumos să citești. Tare! Idealurile sunt castelele. S-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Albert Einstein. Nu știu, sunteți de acord cu citatul pe care l-am pus acolo sau nu? Sunt de acord. Dar pot să completez. Dacă a spus un mare geniu, cel mai probabil că trebuie să încercăm să ne atingem idealurile și să privim în sus. Și important e drumul până la stele, nu neapărat atingerea ei, da? Da, atingerea e punctul culminant. O să vă rog să vă găsiți loc în sală și invităm și presa să guste o bucățică mică din tortul nostru. Și mulțumim frumos că ați fost aici. Haideți pe partea asta și pe partea cealaltă, copiii să intre.